Începând din 2013, Sindicatul Liber de Învățământ Dâmbovița va organiza anual o întâlnire cu profesorii care s-au pensionat pentru a le mulțumi pentru activitatea desfășurată în sistemul de învățământ. La prima întâlnire au participat 120 de pensionari sindicaliști. Atât cadrele didactice, cât și tot personalul care a slujit actul didactic au primit recompense financiare simbolice în semn de recunoștință. Această acțiune a vizat doar pensionarii care au fost membri de sindicat. Deci de anul acesta, începând de toate generațiile de pensionari din anii școlari respectivi, vor fi chemați la o astfel de festivitate de către sindicat. La activitatea de astăzi, pe lângă invitații, să zicem, special, care sunteți dumneavoastră, în primul rând pensionarii de anul acesta. Prin această acțiune sunt încurajați toți profesorii care activează în sistemul de învățământ să se alăture sindicatelor existente pentru a-și apăra drepturile și pentru a-și spune punctul de vedere. Sindicatele școlare au apărut în anul 1990, iar după 23 de ani a venit momentul să se facă auzite. Nu am lucrat, nu am muncit, nu am mers să încercăm să păstorim și să predicăm uneori chiar în deșert, pentru că știți că înainte de 1990 sindicatele erau considerate doar o curea de transmisie sau un fel de bunică care plătește mamaia și închide ochii. Astăzi, însă, după, iată, 23 de ani, sindicatele au voce, sindicatele au statură, sindicatele au osatură și reprezintă o forță în societatea românească. Se dorește repetarea anuală a acestui eveniment, iar membrii sindicatului speră ca și fondurile să crească pentru a fi recompensați cât mai mulți profesori. Pentru generațiile următoare de pensionari se vor face eforturi pentru acordarea de 3 salarii celor care își finalizează activitatea didactică conform contractului colectiv de muncă.